Iubiții în Genesa 29, versetul 25, găsim o expresie mică, dar extrem de concentrată, cu vibrații și reverberații de-a lungul vieții, de-a lungul istoriei, de-a lungul cerului și pământului. Și expresia aceasta, cuprinsă în aceste mici patru cuvinte, iată că era Lea. Tema noastră este subtitlul dimineața cu Lea, Lea era o ființă adorabilă. Să ferească Dumnezeu vreodată ca sufletul cuiva dintre noi să disprețuiască vreo creație a lui Dumnezeu, fiindcă disprețuiește pe cel ce a creat, nu pe nu creația în sine. Dar aici, aici întâlnim o situație la care ne cheamă Dumnezeu astăzi să reflectăm astăzi, nu mâine, dar ne cheamă astăzi pentru mâine, Așa cum foarte frumos ne-a citit Dani, proba focului va dezbrăca lucrarea vieții de aparența ei și o va arăta în esența ei, în adevărul ei. Este foarte important. Și nu se încheie așa uh, dramatic sau, sau tragic această situație. Într-adevăr, lucrarea care e dezbrăcată de aparență, arde, praf, cenușă, însă omul acela este mântuit chiar prin faptul că i-a ars lucrarea. Adică l-a convins, într-adevăr, că Dumnezeu are dreptate. E adevărat lucrul acesta. Chesterton spune că poveștile astea cu balauri ar fi adevărate, auziți. de da, el spune, dice, nu, pentru că există balauri, Balaur nu există. Dar pentru că în fiecare poveste cu balauri, balauri e omorât. <laughs> Așa se termină întotdeauna. Se termină bine cu alte cuvinte povestea cu balauri, e adevărat uh, lucrul acesta. Iubiții mei, mulțumirul lui Dumnezeu, noi avem o istorie împreună. O istorie, dar nu mă refer la cea pe care am scris-o. Nu doar aceasta se numește istorie. Istorie și ce vom scrie de acum încolo. Avem, încă, avem o istorie nescrisă. Nu știm cât e, cum arată, ce să va fi acolo. Ceea ce ne rugăm lui Dumnezeu este ca nimic care a hotărât El în cartea Lui să fie scris în istoria noastră, nescrisă încă, nimic să nu cadă la pământ, ci să rămână scris acolo, prin harul bunului Dumnezeu. Și în contextul acesta are loc și întâlnirea noastră de astăzi. Știți că fiecare sfânt are un trecut, dar fiecare păcătos are un viitor. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, de aceea am venit împreună în locul acesta, fără să punem vreo etichetă pe haină sau să ne întrebăm. Pentru fiecare dintre noi există un loc, așa pe, cum a promis Mântuitorul nostru în cuvintele pe care dimineața aceasta le-am învățat aici. Mă duc să vă pregătesc un loc, dar este vorba nu de un loc oarecare, ci de un loc anume, este ceva legat de numele tău, este legat de casa tatălui. Ți am pregătit, mă duc să-ți pregătesc lucrul acesta. Obiectivul învățăturii noastre de astăzi nu este acela, Ole, o să nu cumva să ajungem vreodată să auzim, nu vă cunosc, să nu fie nevoie vreodată să auzim, să, să zicem, Doamne, Doamne, noi am... Obiectivul nu este acesta, și obiectivul este să auzim într-o zi cuvintele cele mai scumpe și prețioase, bine, prieten, bun și credincios. Acest... Noi nu, nu trăim ferind dune de moarte, de iad, de rău și așa mai departe, ci noi trăim cu credința în promisiunea lui Dumnezeu, cum foarte frumos a fost citat aici că uh, 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 lucrul ăsta îl spune Bonhoeffer, Mie nu -mi trebuie răspuns la rugăciuni. Ca să mă convingă, mi e de ajuns promisiunea lui Dumnezeu, când El a promis ceva, pentru mine e răspuns promisiunea aceasta a lui Dumnezeu. De aceea suntem noi aici. Un laureat al Premiului Nobel a spus dacă undeva este vreun om care nu crede în puterea lui Dumnezeu de a ridica omul, omul acela, omului acela nu ar trebui încredințată niciodată în slujba oamenilor, o poziție în slujba oamenilor, niciodată. El nu crede în ridicarea omului. El nu crede în propria ridicare, lui nu i-ar trebui. Acest laureat este un scriitor acest laureat al premiului Nobel de eco cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos când a vorbit în dreptul unui om fără speranță, chiar că avea o etichetă lipită în frunte și ne-a intrat să mănânce la un om păcătos, zice, nu, s să a greșit adresa, a spus Domnul Hristos, ăsta nu e un om păcătos la care am intrat, știi cine e omul ăsta? Nu, ăsta e fiul lui Abraham, băiatul. Oh, n-am știu că aici Da, da, da. Și ce zice Dumnezeu, Devine pe loc, cu adevărat, omul acesta a dovedit că nu era păcătosul din piață, de la bursă, schimbând bani una și alta, ci era fiul lui Abraham care a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau și tot ce, tot ce este dincolo de aceasta, de patru ori o dau pentru că te-am pe tine în locul acesta. Și acolo s-a declarat cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Adevărat, vă spun că astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, nu un om păcător la care a intrat, uite, cine? Ăsta care a vândut la vamă, ține cu romanii, uite, am împărțit cu așa, nu, nu așa este, așa era, dar nu era doar atât, ci omul, acest, omul nu este ce este, ci este ceea ce devine în și prin Domnul nostru Isus Hristos. Și așa că mergem aici în acest verset, în, în versetul 25, a doua zi dimineața, când s-a trezit, Iacov, iată că era Leia. Dar haideți să, să punem o mică paranteză aici. Care dintre voi, care om, dacă știți vreunul cumva pe planeta asta, care când s-a trezit nu și-a dat seama că este cu Leia? Ha. Care dintre voi? Nu ridică nimeni mâna. Bine faceți. Bun. Dar care dintre noi n-am fost acea Leia? Iar nu ridică nimeni mâna. Bine faceți, că așa este. Adică, în concluzie, iubiții mei, sunt așa. De la ceea ce gândim sau sperăm, până la ceea ce este, e un pic de drum. Iar acum a vorbi, ieri, vorbim ieri cu o familie, eram cu soția, păi zice, cum ne gândeam noi că o să fie și cum a fost, așa este. Tu te gândeai că o să fie una și când a fost Așa este, foarte bine, dar dacă a fost Lea, înseamnă că nu trebuie să fie altcineva, nu trebuie să fie altceva. Supuneți-vă, dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că El are un plan cu sufletul și cu viața noastră. Aceasta este, micuța noastră, temă de astăzi. Prin harul Domnului vom rămâne asupra ei, fiindcă noi nu suntem chemați la acele standarde despre care vorbesc cu oamenii închipuiți. Ce înseamnă perfecțiunea? Nu, Dumnezeu ne-a chemat să fim buni, asta este tot, Fii bun. Păi eu sunt un amărât, fii un amăr bun. Fii un amărât bun. Asta e tot ce cere Dumnezeu de la voi. El tratează cu bunătate bun și răi. Voi fiți asemenea Tatălui vostru. Eu nu pot să fiu ca Dumnezeu de trei ori spun, Doamne ferește. Dar eu pot în, în viața și în sufletul meu, micuța mea pătrățică de viață, pot fi bun sau rău, prin alegere. Și la aceasta am fost chemat după cum tatăl vostru este bun cu voi, sunteți datori să fiți buni, unii cu alții buni, cu cel de lângă tine bun, în tot ce se întâmplă, în limitele pe care noi le avem. Da, e un mic capitol acolo, întâlnirea lui Iacov cu Laban. Dar dacă noi voi care sunteți duhovnicești, noi nu citim literatură în Biblie, noi citim, spirit, cuvântul meu este duh și viață. Când Iacov se întâlnește cu Laban, nu se întâlnește nepotul cu unchiul, ci Iacov se uită în oglindă. Asta e Laban. De asta oglindă cum era în cismigiu. Știți că în cinci era două oglinzi, una te vedeai foarte slab și când simțeai că ai depășit kilogramele, te uiteai în asta slabă. Eu numai n -aia m aș fi uitat. Și, când, și alta te, în alta te vedeai. Uh, da. Dar Iacov când întâlnește pe Laban, el își vede chipul lui. Un șmecher întâlnește alt șmecher. Un hoț întâlnește alt hoț. Un profitor întâlnește un alt profitor un răpitor întâlnește un alt răpitor. Ăsta era Iacov care întâlnea pe unchiul lui Laban. Și tocmai pe Laban să-l întâlnească? pe păi sigur că da. n cum să te faci bine de răutate decât dacă ești dat pe mâna răutății. Domnul nostru Iisus Hristos a biruit moartea cu? Cu moartea, zice stare. Nu cu ciumagul, nu se poate. El a biruit moartea cu moartea. Așa se face că Dumnezeu are un plan cu viața lui Iacov care depășește situații cu însurători, cu văzut de oi și capre și așa mai departe. Planul lui Dumnezeu era ca prin toate acestea să dezbrace sufletul lui de răutatea aceasta și să-l mântuiască la ce i-ar folosit lui trei capre în fața judecății de apoi cum ne s-a citit la început, proba focului care pune, pune, lucrarea vieții la încercare, la ce ar ajunge trei capre sau cinci capre? Care ar fi diferența între acestea? Nu acesta era obiectivul lui Dumnezeu, ci prin tot ce se întâmpla acolo, Dumnezeu vroia pe de-o parte să-L dezbrace de răul acesta din el și pe de altă parte să-L îmbrace cu neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu nu dezbracă pe nimeni de rău fără să-L îmbrace cu binele. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Ați văzut cum i-a spus lui Iosua? Dezbrăcați-L de hainele murdare de pe El și lăsați-L să fugă în pielea ăla? Nu! El nu e Adam să fugă. Dezbrăcați-L de hainele murdare de pe El și îmbrăcați-L acum mai departe cu haina aceasta de sărbătoare. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, diferența, pentru că partea cealaltă cu uite ce urât este, asta o spunea și cel ce stătea acolo lângă el. Și asta o vedea și Dumnezeu, că într-adevăr așa era, dar Dumnezeu nu avea de gând să lase urât și murdar acolo. Și tocmai de aceea el vedea mizeria păcatului, pentru a se lăsa dezbrăcat. Că un om nu se lasă dezbrăcat, îi se pare că e îmbrăcat așa frumos la nuntă, că merge cu haina lui. Și zice, cum ai gândit așa ceva, cum de-ai făcut lucrul ăsta. Dar el a văzut că, într-adevăr, zice, într-adevăr, era îmbrăcat foarte murdar. Așa era cu Iosua. Dar planul lui Dumnezeu trecea dincolo de lucrul acesta. La Bani spune. Îi spune ceva, dar voi, atenție, iubiții mei frați, Biblia, am să spun poate la fiecare predică lucrul ăsta, Biblia nu e o carte. Scriptura este o experiență cu Duhul Sfânt. Citești un anume text, Duhul Sfânt vorbește sufletului tău, așa a spus Domnul Hristos, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Ia să văd eu care este adevărul, ce să vezi eu, nu vezi nimic. Duhul Sfânt este cel care te călăuzește și descoperă adevărul acolo, ca piatra prețioasă într-o mină de balastru și așa mai departe. Acum noi ascultăm ca oameni duhovnicești, au zis ce îi spune unchiul Laban, ban nepotului Iacov care nici nu se spălase bine pe mâini de situația cu tatălui, lui, cu binecuvântarea, cu piei de ied, cu mascare, cu una și alta, cu vocea schimbată, cu furatul binecuvântării, să fur, da, fur de la biserică. Nu se poate, sunt alte lucruri mult mai profitabile de furat, dar ce, să face? El acolo a ajuns, pe acolo a trecut drumul vieții lui. El încă nu se spălase pe mâini de așa ceva și ajunge acum în fața unchiului său. Și au zis ce spune unchiul, versetul 14. bani a zis: "Cu adevărat tu ești os din oasele mele și carne din carne mea." Doamne, o altă nenorocire mai mare nu putea să fie decât asta să fii os din oasele lui Laban și carne din carnea lui. Un nenorocit mai maric. Dar asta este, cu asta am venit pe lume. Ce să fac? Na, dacă ăsta e tata, asta e mama. Na, asta e situația. Da, da asta îi spune la ban lui. Ne poate, tu ești os din oasele mele și ești carne din carnea mea. Dincolo de lucrul acesta, urmează o altă conversație de business de data asta. Ne poate zice la ban, pentru că ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba. Zice că la un, la un asta de mașini, la un, nu service, cum mai zice, un auto-shop din ăsta unde se vând mașini. Cea că a pus acolo, era o reclamă pusă acolo. Veniți și cumpărați de la noi, de ce să vă înșele alții? Scrie acolo, tare de tot. Și la bani îi spune nepotului, nepoate, lucrează la mine, de ce să la altul? Din nou cu la unchiul. Și toate acestea se întâmplau nu fără știrea lui Dumnezeu. Și încă un lucru care sfredelește pur și simplu sufletul până la spăi, dar n-a avut loc întâlnirea aceea cu Dumnezeu în noaptea aceea? Nu a promis Dumnezeu, te voi păzi unde vei merge? Cum o dai pe mâna lui acestui mare scroc care și-a vândut și fetele? L-a luat tot ce era al lor și ele au spus treaba asta, zice, deci ne-a vândut, ne-a luat toate, uite, ce a făcut omul. Dacă ai spus, Doamne, că ești cu mine, pe păi cum ești cu mine Cum mai dai pe mâna omului? Păi tocmai de-aia. pentru că sunt cu tine, am dat răul din tine pe mâna răului ca să te salvezi de la rău, să te vindec de rău și ca să te pot îmbrăca cu binele. Nu te pot îmbrăca cu binele peste răutatea aceasta. Asta trebuie neapărat dezbrăcată. Și doare vorba lui Pavel, dezbrăcarea asta, o leu. Ce am vrea să ne îmbrăcăm cu trupul la bun peste asta rău, da? dar nu merge, Dumnezeu așa ceva nu face. n ar fi bine pentru noi. În fine, au făcut uh, afacerea acolo, Rahela șapte ani, totul e în ordine. Dar când se trezește dimineața, nu-i Rahela, ci Lea. Și atunci vine el, așa revoltat în sufletul lui și mirat, ca și când Nina ar ști despre ce este vorba și se apropie de unchiul său la ban și protestează în versetul 25, a doua zi dimineața, Iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Ce este asta? Nu știi ce e treaba asta? N-ai făcut niciodată? N-ai jucat alba neagră niciodată? Nu știi ce e Nu știi. Deci tu nu știi ce înseamnă șmecherii de astea, să zici una, să faci alta. Să... Ce mi-ai făcut? Chiar nu înțelegi? Nu. nu. Ok, bine. Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujitoare pentru Rahela? Pentru ce mai înșelat? Cine îi pune întrebarea aceasta? Dar pe ăsta cum îl chema? Ce înseamnă -i acolo? Înșelătorul. Aha. Și înșelătorul protestează pentru faptul că a fost înșelat. Iubiții mei, Lea nu a venit acolo în dimineața aceea, ci în ziua în care el, ca un păgân și ca un sălbatic, bavjocorește un om nevăzător. Biblia spune cine rătăcește pe un om nevăzător, știind că e nevăzător și îl rătăcește în jocură. Tu vezi drumul, tu știi... Citiți cartea aceasta, Viața de Guiding Dog, de, câine, de călăuză. Este un câine care conduce un orb din turnurile de la New York. Am citit cartea pe avion acum când am venit. 1400 de trepte câinele acesta conduce pe omul acesta nevăzător și îl scapă de la moarte. Și ăsta scrie cartea, trăiește să, 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 scrie cartea aceasta. E un câine, vorbim de un câine. Și acum este e omul lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu, este de la adunare și conduce pe tatăl lui nevăzător. Nu era un nevăzător pe marginea drumului care cerșea, era tatăl lui. un motiv în plus. Și el îl induce în eroare și spune Biblia, cine rătăcește pe un orb, va cădea sub lestem. Al doilea lucru, cum spune, zice, cine fură de la tatălui și spune că nu e păcat, ce omul este frate cu criminalul, cine fură de la tatălui. lui. a era foarte rău în Maleahii când le-a zis, de ce furați de la Dumnezeu? Și i-a zis, noi furăm de la Dumnezeu? Când am furat eu de la Dumnezeu, frate? Și Domnul le spune în versetul la ori de câte ori, ați fost nedrept, necinstiți nu cu Dumnezeu. Cui trebuie să cerului zdrângănelele noastre de aramă pe pământul acesta? Dar sufletul lui tău și al meu îi trebuie. Cine fură de la lui și crede că nu este păcat, omul acela este frate cu criminalul. Dar cum, cum e posibil așa ceva ca să, să fie leia, frate? Că nu, au făcut nuntă mare acolo, o, o, o spăt, nu știu dacă au mai multe zile sau o, o singură zi, că diferă de la una la dar, Dar ce se știe sigur din, din ritualul de căsătorie era că acolo în camera de nuntă, în, în camera nupțială, era întuneric total și că mireasa venea învăluită când venea acolo. Și așa se face că nu a fost de -a ci a fost lea. Mai ales dacă a fost ceva alcool etilic în toată treaba aceasta, situația s-a agravat și mai serios. Dar nu merită să dai șapte ani de muncă, eu spun eu, am suferit frig, nopți de frig, zile de spaima animale, chestii, șapte ani de zile, nu merită să dai pe o seară de zăpăceală din aceasta în care un om pierde controlul volanului vieții lui. Dar a intrat în cameră cineva învăluit era Lea. Dar el era convins că este Rahela. iubiții mei, nu este ceea ce suntem noi convinși că este. Și un om nu se cere ceea ce ar dori să se cere. Ci un om se cere ce a semănat. Nu este ceea ce am dorit noi să fie, ci este ceea ce este. Realitatea cu care ne confruntăm. Dar ea a intrat învăluită acolo. Mai știți vreun caz în care cineva a intrat învăluit la atacă sau cu piei de ied, cu. Da? Da, deci dânsul a fost. Da? Păi, da, e corect așa să intre văluită în felul ăsta, Dar la tine a fost corect când a intrat învăluit în fața Tatălui tău? Ei, păi, asta a fost situația. Și cât a fost de amară? Nu știu. Uite, acum mai să știu. Și abia acum, când gustă el personal, gustul învăluirii acesteia, își dă seama. Dar nu i-a cunoscut vocea? Nu, no, păi sunt unii, m-a sunat la telefon să... Unde e Dărbășan, Nu e aici. M-a sunat la telefon și m-a făcut să facem tot felul de planuri, declarându-se că e fratele Bocăneanu, când colo el era Cornel Derbășan. Și pe fratele Bocăneanu nu e ușor să limite cineva, n-ai cum să limite. așa ușor, dar asta l-a imitat în așa hal, că m-a făcut pe mine să facem tot planul împreună, după care a izbucnit în râs te miri de leia dacă știe să imite grațios vocea altcuiva? Mai știți pe cineva care a imitat vocea? A, tot el a fost, deci. A imitat vocea lui frate sau. Cât mai aproape de ea să fie. Dar că să avea urechea muzicală. Nu vedea bine, era întuneric într-adevăr, nu vedea bine, dar ureche muzicală avea. Măi, frate, parcă nu seamănă. Ai fi serios, nu seamănă de ne -i mai pământ. Uite, ia vezi hainele. Mai știți pe cineva care s-a învăluit în hainele altcuiva? Dar cât a durat, acum mă refer la Leia, cât i-a durat învăluirea aceasta? Până dimineața. Vine dimineața, așa ne-a citit Dani aici, vine dimineața când lucrarea vieții va fi dezvăluită, nu învăluită. Natura lucrării vieții. De ce învățăm astăzi treaba asta? Nu trebuie să învățăm mâine în disperare. Nu, nu, trebuie să învățăm mâine în disperare, aș fi înspăimântat să-mi văd un copil al meu disperat, galben, nenorocit într-o situație de felul ăsta, eu aș vrea să nu ajung acolo și eu pentru asta îl învăț de astăzi. Copile, ține minte, nu conta pe Dumnezeu că te va scăpa, păi bine, la mie mi-a arătat scara cerului. Așa este, se arăta scara cerului, vei urca pe ea, sigur, aici va fi casa lui Dumnezeu, aici e locul ăsta, tot ce ți-a spus așa va fi, voi fi cu tine, te voi păzi pe oriunde, dar știi cum se urcă pe scara cerului? Trebuie să dai bagajele jos, nu ai cum să urci pe scara cerului fără să dai bagajele jos, e groaznic și trebuie să date jos. asta, asta e tot ce s-a întâmplat acolo. Apoi a venit o zi în care Domnul Dumnezeu i-a spus lui ceea ce a spus în fiecare inimă, în parte care s-a născut vreodată sub cerul lumina, aceasta luminează pe orice om venind în lume, și anume gândul veșniciei. Oi, capre, soții, copii de toate ce se întâmplă acolo la, la Iacov în familie, dar a venit o zi în care Dumnezeu a spus, întoarce-te la casa tatălui tău. Și atunci, Acum ascultați cu mare atenție, atunci Leia și Rahel au spus, așa e bine, fă ce a spus Dumnezeu, Tatăl nostru ne-a răpit absolut totul de la noi, ascultă de Dumnezeu. Păi dar nu știm, ascultă de Dumnezeu. Și auziți voi ce au spus ele, zice, El ne-a răpit averea. Asta e tot? Dacă ar fi fost doar atât. Nu mai avem nimic, spun ele. Sigur, nu mai aveți nimic de la tata? Chiar totul ați lăsat în urmă? Așa era în mintea lui Iacov și în mintea lei. Ei nu știau de altceva, dar nu mintea Rahelei. Rahela, într-adevăr, că nu a luat avere de la taică-so, dar a luat idolii. Și tu te întrebi, eu cu ce am ieșit de acasă de la nașterea mea, de la genetica mea, de la părinții mei, eu cu ce am ieșit din treaba aceasta. Rahela a ieșit cu lucrul ăsta. După lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în viața lui Iacov, Dumnezeu poate să declare ceea ce a declarat pe cruce în Hristos Iisus. S-a sfârșit. Te poți întoarce acasă. Și știm aceasta din cuvintele lui Iacov, care i-a spus lui Laban, la bană asta, tu ești os din oasele mele care, din care, este, care, a spus început. Acum Iacov îi spune lui, dacă vei găsi ceva din ale tale în mine, să fiu vinovat, să fiu condamnat la moarte, dacă ceva din înșelăciunea, din șmecheria, din bat jocura ta față de Dumnezeu, din, din disprețul tău față de dacă ceva din tine se va găsi în mine, să fiu pedepsit cu moartea, spune Iacov. El nu este conștient că ar mai exista ceva de felul ăsta. Și la acela la care se va mai găsi de ale lui Laban, să moară, a spus Iacov. Și pe drumul care mergea de la Betleem la Ofra, Rahela a murit. La ea se găsea de ale lui Laban. Aceasta a fost lupta și este lupta Duhului Sfânt cu noi, cu fiecare în parte. Fie că e vorba de un individ, de o familie, de o biserică, de o lume întreagă în care ne găsim noi, aceasta este lupta lui Dumnezeu să dezbrace răul din viața și ființa noastră și să ne îmbrace cu binele și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iubiți mei, cuvântul Domnului încheie pe o notă de o mare înălțime. Dumnezeu cel bun a putut declara despre El acest lucru s-a sfârșit. Poate declara despre tine și despre mine aceeași. Bine, dar noi suntem în situația aceasta. Asta este, o fi treaba asta cu Lea, cu Laban, cu necinstea lui și cu conspirațiile lor. Au făcut, a, fost o conspirație de a dus-o pe Lea acolo, că dacă nu s-au sfătuit între ei, așa s-a sfătuit el cu mama, s-a făcut conspirație împotriva o taică Sunt niște lucruri care pur și simplu zguduie sufletul, mai ales că ele erau făcute în, în, în cele duhovnicești, auzi, în Domnul se întâmplau chestiile astea, nu? În lumea păgână. Dar ce a reușit Dumnezeu să facă din așa ceva? Aceasta este mare întrebare. Chiar am învățat noi aici la studiul biblic despre orbul acesta din astea, mântuitorul nostru a spus, lăsați, voi nu e important să știți dacă a păcătuit ăsta prenatal sau dacă teoriile voastre. Întrebarea lui Dumnezeu este aceasta. Ce se poate face din situația dată? Ce iese din așa ce? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Întreabă uh, credinciosul Nicodem: Poate să iasă ceva? Poate! Poate dacă e mâinile lui Dumnezeu. Dacă în mâinile omului propriu nu iese decât ceva mult mai rău, cum s-a și văzut ulterior, copiii lui Iacov au fost cumplit mai răi decât el. Simeon și Levi au asasinat un oraș întreg pe care l-au chemat la evangelizare. În viața voastră așa ceva n-ați auzit. I-a chemat la evangelizare pe toți și acești doi criminali Simeon și Levi ei erau echipați, i-au omorât la evangelizare în ziua în care oamenii aceia primiseră botezul. Toată lumea aceea. Și au, au distrus. Și Iacov a spus, este atât de groaznic ce s-a întâmplat, că nici Duhul meu nu vreau să intre, nu pot să, nu pot să gândesc sau să simt păcatul, nu stă pe loc. El continuă să se dezvolte. Mare întrebare a lui Dumnezeu către mine, către tine astăzi. Ești deschis ca Dumnezeu să transforme Starea ta, oricare va fi ea. Așa frumoasă cântarea lui Nicoliță Moldoveanu. O creștem iubirea, iubite Iisus, în starea și în locul în care m-ai pus. Că dacă ar fi creștem iubirea, nu, primăvara ar fi frumos, dar creștem iubirea în starea și în locul în care m-ai pus. E Sufletul tău deschis înaintea lui Dumnezeu. Poți să-i încredințezi starea ta, oricare ar fi s-a născut orb. Cine a păcut de părință? Nu. Încredințează-i starea ta. Doamne, sunt aici. Poți să-i lucrul acesta lui Dumnezeu. Știi ce poate să facă Dumnezeu din așa ceva? De neimaginat. Dar lucrul acesta i a spus Domnul Hristos, omului acestuia, numai dacă mă crezi, va avea loc și se va întâmpla. Cum Sfânta Scriptură ne spune, nimeni altul nu există salvare din rău sau din păcat decât în el, în nimeni altul, astăzi venim și noi înaintea lui Dumnezeu și mărturisim lucrul asta. Doamne, pe mine nu are cine să mă scape. Dacă nu mă scapi tu, nu pot fi scăpat. Niciodată. Dar dacă hotărăști tu să mă scapi, nu mă poate atinge niciun rău. Pentru că ai spus tu cuvântul acesta. Tată, ceresc. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care pregătește inima noastră, care ne ajută să nu ajungem în acea zi când am putea vedea lucrarea vieții noastre arsă de foc. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne pregătește viața să nu auzim niciodată cuvintele nu vă cunosc. Îți mulțumim că ne pregătești astăzi pentru cuvintele tale frumoase bine prietenul meu credincios. Ne închinăm înaintea ta în de aceasta, neclintite Doamne, că ea se va petrece, se va trăi în viața fiecăruia dintre noi și a copiilor noștri și a celor cunoscuți și a celor necunoscuți astăzi. Ne închinăm înaintea ta, Doamne, și îți mulțumim pentru prețul jerfei tale, care are puterea să dezbrace haina murdară de pe noi și să ne îmbrace în haina aceea în care nu este niciun fir de țesătură omenească. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.